Bună seara, stimați telespectatori și telespectatoare! Monsanto infiltrează Statele Unite ale Americii. Concernul chimic Monsanto inundă lumea cu semințe manipulate genetic și, după cum se pare, are politica internațională sub control. Guvernul american este de-a dreptul infiltrat de către Monsanto. Astfel s-a descoperit că diplomați americani lucrează pentru concernul chimic. Monsanto participă intens la autorizarea și formarea directivelor pentru organisme manipulate genetic, GMO în engleză, în limba română OMG, și are o influență asupra pozițiilor cheie din guvernul american. Pentru țările care se opun extinderii OMG, ambasadorul american din Franța pretinde într-un mail publicat pe Wikileaks măsuri de constrângere. În urma unei astfel de influențe politice, mai este de mirare că în Statele Unite ale Americii deja o mare parte alimentelor de bază este modificată genetic? Se presupune că nici în Europa lucrurile nu stau altfel. Vă mulțumim pentru atenția acordată și pe curând aici la Clagema TV.